Bună ziua, domnule Mărgineanu. Eu mă bucur că ați acceptat invitația și o să încep direct cu întrebarea pe care o am. Domnul Mărgineanu, când în Republica Moldova a existat justiția adevărată, dacă a existat și, în general, când oamenii au avut drepturi la noi, dacă le-au avut? Vă mulțumesc pentru invitație. Eu chiar ne așteptam rândul cu plăcere să fiu invitat și eu, așa că vă mulțumesc pentru invitație. Vă stimez funcția, vă stimez ceea ce faceți. Mersi mult. Să știți că îmi place ceea ce faceți, așa că cu plăcere am acceptat. E o întrebare mai profundă. Hai să zicem așa, construcția unui stat și a unui sistem statal viabil de a funcționa, inclusiv cu puterea cea a treia, care o numim noi cheia a treia, dar e de fapt e prima în stat, necesită mulți ani. Eu aici o să vă aduc exemplu în Marea Britanie, conflictul a, doi justițiabili ruși care s-au uh, judecat acolo. Este vorba de Abramovici uh, și care într-un moment de explicație a rolului lor în business-ul care îl împărțeau în Marea Britanie, uh, judecătorul nu putea înțelege care a fost rolul lui Abramovici, la care avocatul părții a încercat cumva să-i explice judecătorului că pentru ca dumneavoastră să înțelegeți cum funcționează la dâns, cum, cum era sistemul acela penalnicie de reformă după 90 în coace a sistemului judecătoresc în Federația Rusă, îi spune că trebuie să ne întoarcem în 1700 a Marei Britanii. Deci, cu ce, cu ce, ocazie spune în momentul ăsta că Marea Britanie tot a avut același sistem ca și era uh -huh. în anii 90 în Federația Rusă. Deci, un sistem viabil într-o țară nu se construiește într-un an, dar poate în sute. Și noi este... reiesc de aici o, cumva că noi încă nu avem justiție sau cum? Eu sunt cu certitudine că nouă ne mai trebuie încă cel puțin vreo 50, poate 100 de ani. Nu avem nicio șansă să ajungem să vedem noi. Dacă noi nu vom influența, pentru că știți aici ce e problema? Problema nu e în justiție, e propriu zis, dar e în sistemul politic statal. Că dacă politicul nu-și va dori implicarea în sistemul judecătoresc, atunci sistemul judecătoresc singur se va așeza. Dar așa se implică fiecare guvernare de la ciclu electoral la ciclu, se implică numai decât în justiție. El crede că poate să-și lăsă urma acolo pentru istorie, dar vreau să spun că asta e mai puțin probabil că ei vor să-și lăsă urma, ei vor să-l influențeze. Eu tot timpul glumeam, nu zadar femida la noi, zeița femida, e de parte feminină. Tot să răvnesc să o apuce de gât. Uh -huh. Nu știu de ce. Da, dacă e să revenim totuși la cei care se fac din e clar că noi, acum, nu știu, cel puțin e periculos să dai nume, dar dacă începem, încercăm cel puțin să dăm niște nume pentru orice eveniment care s-a produs nefast pentru justiția noastră, are un vinovat în spate. Care sunt numele celor care, care ne-au făcut fericiți în Republica Moldova? Da, nu vreau eu să dau un nume acum, poate că nu o să fie și corect din partea mea să dau un nume, dar tot timpul cei care au stat în fruntea piramizilor statale, Uhum. inclusiv politice, inclusiv sistemul judecătoresc. Aceia undeva și ceva n-au făcut până la capăt sau au făcut, poate nu curea credință. De obicei, în primii ani, atunci când noi încercam a construi ceva, erau râvneală, erau dorință de a construi uhum. ceva vital. Și vreau să vă spun că în primii ani după independență, abia când se construia sistemul ăsta, statal de justiție, era o justiție judecătorii într-adevăr se uitau încă cu principiile cele vechi, chiar sovietice, pentru că în sistemul celălalt sovietic nu era totul rău. Erau multe principii bune. Ca exemplu, pe judecător, dacă condamna și dădea mai mulți ani decât o cerut procurorul, Așa. îl chemau numai decât la supremă și îl întrebau ce ai avut cu omul ăsta. Dar acum nu există Nu, nu am o din potrivă, judecătorul, dacă dă mai e mulți ani decât cere procurorul, înseamnă că judecătorul cel e bun nu e corupt. E ca așa e percepția. Dar asta e greșit. Pentru că sistemul ăsta de justiție se face pentru justițiabil. Nu pentru dâși. Și nu pentru sistemul statal. Sistemul statal, în genere, e separat. Nu în zadar să spune separarea puterilor. Deci fiecare trebuie să-și deplinească rolul, rolul, său. Domnul Orginal, dar noi între timp am aderat la convenție CEDO, la... Cum era vorba și al robu, da? CEDO, HUEDO și așa mai departe. Asta nu a influențat sub nicio formă, nici un fel uh, evoluția spre bine a justiției? O influențat și o influențat spre bine. Vreau să spun că foarte multă legislație a fost modificată. La noi, pe anii 2003, noi eram cu legislația modificată europenește, sub, să zicem, sub uh, egida Europei și sub principiile cele, eram cu 10 ani înainte decât România. Românii uh -huh. se uitau la noi și ce băi, cum ați făcut voi? Uite ce bravo! Toate etapele de trecerea a, a dosarilor și a contestarea lor și așa mai departe, că adică noi eram cu mult mai înainte lor. Pe urmă, am început a degrada că România a ajuns mai înaintea noastră deja. S-a dus mai înainte cu mulți ani decât când eram noi atunci, cu vreo 10 ani înaintea lor. Deci, aici, aici e o problemă nefastă a politicului, pentru că politicul nu trebuie să se implice nimeni punctual pe fiecare dosar sau pe fiecare situație în, în, în parte. El elaborează mecanismul și politicile statale în domeniu. Deci, protejarea drepturilor omului trebuie să fie pilonul de bază a justiției. Nu că pe cel condamnă dar pe ăsta n-au condamna. Justiția se va clarifica. Și ea că aici trebuie să-i dai voie justiției, dar punându-i careva principii de bază. La noi acum nu era rău în general, dar trebuia sistemul judecătoresc să întoarcă cu fața spre oameni. Sistemul judecătoresc nu stătea cu fața. Domnul Jelena, eu înțeleg toate chestiile astea, dar mă uit și la ce ce se întâmplă în ultima perioadă în Republica Moldova și mi se creează impresia, nu asta aveți mai multă experiență, cu siguranță, și mi se creează impresia că așa cum a degradat justiția iată, în ultimii ani, și nu e vorba de ultimii trei ani sau patru, că tot venit pasul la guvernare, pentru că nu e corect să spunem așa, aici trebuie să fie clar pentru toți. E... Eu mă uit că, da, trebuie să ne referim probabil la perioada din, în care a început lupta între cei doi vlazi. Cam de acolo ne strage, eu așa văd ce obțin. E adevărat că e ultima perioadă s-a întâmplat asta? Sau totuși nu e chiar așa? Din cam de 2010-2011 să-i spun eu așa, de când prima, prima dată am auzit, de exemplu, termen rezonabil, da? Când nu, nu puteau găsi atunci compromis. Când au început să-și bată oarecum joc ei, inclusiv de Constituție, de codul electoral, să-l modifice cum au vrut ei, pentru că anterior se întâmplau chestii de astea. Noi ținem minte și frumoasele decizii cu uh, 51 de deputați împinsă de diacov, Multe, multe au fost, dar în așa măsură mare, eu cred că au venit cam din perioada când Vlad Filat cu Vlad Plahotniuc străgeau de păr. Da, aveți perfect dreptate. Eu tot am observat un moment uh, important pentru sistemul judecătoresc. să zicem că perioada de guvernare a Partidului Comunist uh, se crease o stabilitate. Măcar că sistemul judecătoresc vreau să vă spun că se opunea enorm la tot ce făceau comuniștii. În Consiliul Superior a Magistraturii au început să promoveze atunci un proiect de lege, mi-aduc aminte, 2003 -a sau 2004, am încercat să promoveză lipsirea judecătorului de imunitate prins în flagrant cu mită. Ceea ce uh -huh. s-a făcut ulterior prin 2013-2014. Și, și judecătorii n-au zis nici măr. Deci le-au plăcut, tot normal, adică. Dar atunci se opunea Consiliul Superior Român, mai nu să băteau atunci. Vreți să uzurpați sistemul judecătoriesc. Deci țineau, tindeau la un sistem independent și vreau să fie independent, măcar că partidul de guvernământ atunci în fronte cu Vladimir Vorone întotdeauna îi țineau undeva așa mai aproape. Dar se puteau pronunța careva hotărâri în detrimentul guvernării și guvernarea făcea atunci bubuși la gură. Cum așa? Cine e ăsta? Bă, 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 După 2009 a început să nu dumneavoastră perfect, aveți dreptate și ați menționat, au început să îmbli oașă, în mânică din blarea la Constituție, dacă vă aduci să minte. Deci atunci s-au început niște tertipuri juridice, că dar nu e chiar așa, că președintele da, țării... poate de interpretat așa. Da, președintele țării nu i scris că numai mult de un an de zile poate fi interimar și așa mai departe. Deci în genere, niște momente juridice care au început a fi interpretate de ochiat. Chiar pentru toți era clar, dacă în Constituție e scris destul de clar cum se alege președintele, două votări și atunci se duce la alegere anticipate, dacă nu se organizează. Nu, ei au făcut o votare și a doilea n-au mai făcut-o, dacă vă amintiți. Și iar două de, de două. Deci, ca asa, ca să repete faptul ăsta și am avut doi președinți câte doi ani interimari. Ce e asta? Asta e o, o sfidare vădită a legislației. Și fiți atent, domnul Marginan, după asta nu răspuns nimeni. Pentru că au sfidat legislația până la urmă. Da, tare. Tare. Și aici e o întrebare pentru că lumea o leacă în curcă, o chestie tare des, mă ciocnesc anume cu problema asta. Ea un încălcat Constituția, o să răspundă. Sau el. ну, косну, ясы, аппарат, ломая Григорьевна. Uh, Экзиста распондер, пентрон, калкари конституции, Республика Молдова, сауну? Direct, numai Constituția. Nu, direct să zicem că nu, pentru că încălcarea Constituției nu duce la o normă concretă că ai încălcat Constituția. Dar dependență de ce ai făcut, depășirea atribuților serviciului și așa mai departe. Deci, e legat de codul penal, dependent ce ai făcut, că nu poți încălca Constituția, dar încalci o normă a codului penal care ți interzice depășirea vădită a atribuților serviciului. serviciu. Nu, iată de exemplu, ce se întâmplă acum în Găgăuzea, cu nenumirea sau nesemnarea decretului pentru Bașcanul. Aici, aici e vădit încălcare de lege. E încălcare de lege și aici e, e, neglijență sau depășirea atribuților de serviciului. Deci, în situația dată, dacă tu ești obligat să semnezi decretul cu numire, deci e depășire. Curat, tu îți depășești limitele competenței tale. Tu ești obligat să semnezi. Adică nu este alternativă de a numi sau de a nu numi. În lege stipulat că Bașcanul Găgăuzii este din oficiu membru al guvernului. Se numește membru al guvernului prin decretul președintelui. Deci alternativă nu există. Deci, corespunzător, tu îți ieși din limitele competențelor funcționale. Părgăuzian era, când eram eu mai tânăr, copilăream sau deja mai, cu vârstă un pic mai înaintată, era la noi o vorbă așa între bărbați, între băieți, strah pătereal sau cum. Ce se întâmplă cu, cu guvernanții noștri că nu se mai tem de legi, de codul penal? Și apropo, deci nu-i prea vedem niciodată, pentru că permanent semnalizează tot felul de încălcări, de încălcări. permanent, adică nu e vorba de ultimii, în general, a fost o grămadă, începând cu, cu, același Voronin, Lucinski, Voronin și așa mai departe, în perioada lor, guvernanță, în permanență, încălcat, constituție, legile și așa mai departe. De ce nu vedem lumea să tragă, să fie trasă la răspundere și să Eu, eu am să încep așa mai, mai haios, o leacă. asta nu vi se nimic Partide pro-europene, partidii democratice, dar fără democrație. Ba da! Deci e clasic. Cele mai mari încălcări în toată perioada asta le-au făcut partidele pro-europene și cele care se numeau democratice. Uh -huh. Dacă să luăm perioada de guvernare comunistă, 2001-2009, vreau să spun că opin... ei este de opinia publică. Eu știu dinăuntru arei guvernamentale cum se numeau persoanele în funcție. Se făcea o operație întreagă pentru numirea unei persoane în funcție pentru de a nu fi denegrată de către presă. Dacă aud cumva o începe a denigra, să-i scoată careva scheletor din șcaf și atunci nu noi să o poți numi. Și Voronin în de chestiile astea, credeți-mă. Și era surpriză permanent când apărea numele. Da. Da. Și vă mai aduc un exemplu cum a spus Voronin ce înseamnă Constituție. Constituția asta e ceva ca o icoană vie care stă în colț. Ea e virgină. Vrei să o dezvirginezi? O dezvirginezi. Și nimeni nu să -ți fac nimic. Ajungi undeva la o etapă în vârful piramidei politice unde practic nu te poate atinge nimeni. Nici procurator, nici justiție, nici SIS, nici nimeni, nimeni, nimeni. Deci tu încerci a rupi legătura cu pământul și îți imaginești că ești Sfântul Petru și Dumnezeu într-o singură persoană. Deci aici singur politician nu trebuie să aibă niște linii roșii, ceea ce Voronin le-a avut. El încerca să construiască stat, că țara era construită, încerca să creeze mecanismul statal. Domnul Cine, dar de unde să luăm noi acum asemenea politicieni? Pentru că eu așa mă uit în jur, e cam greu să-i găsim. Ori ceea, ce ceea ce avem noi acum la etapa actuală în Republica Moldova la guvernare și ceea ce am avut în ultima perioadă, iarăși menționez, nu mă refer neapărat la actualii, nu creadă cineva că am ceva cu dâns și personal. E, îmi arată mie tare urât și îmi arată mie a un fel de oameni care habar n-au ce înseamnă valorile unui stat, ce înseamnă interesele unui stat, interesele poporului în general. De unde găsim noi oameni care au educația asta în Pentru că ați menționat anterior corect, în prima perioadă după formarea statului, noi am avut inclusiv judecătorii care aveau un bagaj de cunoștință și o istorie instituțională și o memorie instituțională și ei se ghidau oarecum de acolo. Dar acum, de unde se iei istoria asta? Ce trebuie să se întâmple? Știți aici e un lucru foarte important și dumneavoastră ați menționat-o, memoria instituțională. Noi foarte repede ne debărăsăm de specialiști din toate instituțiile statale. Cât e de ușor omul lucrat, dar în genere conducerea cu un mecanism statal sau un funcționar, creșterea lui este zeci de ani. El a ajuns la o anumită vârstă, tu ajunge acolo în funcția piramizii instituționale și-l dai afară ce ne pui în loc? Pui, desigur, pe un cumătru, pe un prieten și îl pui în funcție ceea care acela au crescut zeci de ani că să înțeleagă funcția lui și cum se execută. Și tu pui pe cineva care realitatea e diferită cu viziunea lui. Și el începe a strica mecanismul statal. Iar ca aici e tot problema noastră. Fiecare partid venind la guvernare începeau a schimba funcționarii după bunul lor plac, chiar și pânși dedicatoare o schimbau. Deci el considera că este un SRL transmis prin moștenire de la părinți și încerca a face ce vrea el acolo. În gener și securitatea statului depinde de un funcționar bine pregătit. Dar dacă tu îl pui acolo și el îi Să mă scuzați prost ca noaptea, și sistemul statal se duce de răpă. Domnul Rujan, cum credeți... Iată tot se discută, reforma, justiției și așa mai departe și totuși am zis că o să încerc să nu e ating pe ăștia de acum, dar n-am cum. O să-și rup până la urmă dinții actuale guvernanți de reforma justiției, așa cum și-o rupt tot până acum, sau nu? Ei deja și i-au rupt. Ei au străcat sistemul statal. Deci sistemul funcțional a justiției practic nu funcționează. La momentul de fapt sunt elemente în care funcționează, el nu mai funcționează judecătorii sunt plini de dosare, nu mai sunt judecători, au plecat, priviți și s-au pr primit la curtea de, de, apel. Dar eu sunt de acord acolo, mulți trebuiau măturați cu târnul de acolo. Și încă nu Sigur, așa, dar dați afară și pozoriți pe toată țara. Că au primit bani toată viața lor și au mulți din poporul ăsta și socurile, și banii, și nervii, și viața și sănătatea. Fără să-și dă seama. Știți ce înseamnă o justiție pentru un stat? Ăsta e ca și un părinte care își educă copilul. Tu doar nu-i tai capul sau urechile copilului cel tău că o făcut o barabață. E că la noi așa se primea. Ei nimerit, zmul se rub la dintr până vindea tot și casă și masă și încă nu așa, în încă și-l punea la pușcărie. Noi, din sistemul sovietic, noi și Uzbekistanul suntem primele locuri de condamnări reale cu termeni majore. Uh -huh. 25, 24, 22 de ani, 15 de ani, sunt cele mai mari pedepse. Nici în Rusia nu e așa, noi considerăm că e un totalitarism. Nici acolo nu sunt așa de mari pedepsele. Având în vedere că sistemul nostru penitenciar e la pământ și e degradant, s-a recunoscut din faptul ăsta la tribuna centrală a Parlamentului, că sistemul nostru e degradant și nu în zădar, s-a modificat în legislație da, cu coeficientul. 1, 2, da, da. Iacă ca din considerentul ăsta. Deci, noi cunoaștem

Să ne punem scop cu toții, da? Trebuie, într-adevăr, schimbat uh, sistemul de justiție, trebuie, într-adevăr, de modificat, de, de, de adus în normă, în ordine toate chestia asta. Iată ce trebuie să facem noi, moldovenii, ca să schimbi ceva, ca oamenii care o să vină să fie altfel. Eu uh, am mai spus-o și cu titlul de a mai repeta, dar am să mai repet și la dumneavoastră în emisiune. Uh, ce trebuie noi să facem? Să ne dorim să -facem, s facem, o reformă veritabilă, dar nu o reformă a judecătorilor noștri. Ceea ce fac actuale, apropo, își numesc judecătorii uh -huh. docili lor în funcție. Și aceia vin și începe mătura pasfoimă. Și fac atâtea prostii și prostologii că atunci când ei erau simpli judecători, ei criticau pe cei care uite voi, a i au ajuns, ei și fac mai rău ca ceilalți vă asigur, eu doar discut cu, și inclusiv cu judecători, și personalul tehnic și cu judecătorii din sistemul judecătoresc. Eu credeam, nu știu de ce, așa aveam o impresie că ăștia care au venit, 63 de mandate, voinți, politică, de a modifica spre bine, dar mai făceau... nu e făceau... așa Da, într-adevăr, aveam o speranță și credință că eu o să o facă. Dacă ei făceau pe o platformă largă în societate, această reformă chiar i ajutam. a ajutau și mulți avea să ajute în chestia asta. Că noi, știți, uite, trebuie de pus toate partidele politice și de întrebat. Eu am buni, Uite, noi vrem un sistem judecătoresc simplu judecător. Da, o luăm pe X, o punem aici. Tu îi să ne la dâns ca judecător. Cunoștință, ioc, uh, spiritual, psihologic, moral, nu la nivelul cel care trebuie și tu vrei să ne și la dânsul ca, ca la judecător? Nu. Dar spunem unul care noi toți ne-am dorit să ne merim la el ca judecător. Dar noi avem de Și cunoștinți. Sunt. Sunt cu părere de bine. Să nu spun că de rău. Sunt. Sunt persoane care într-adevăr sunt cu principii și valori. Domnul Jean, da, iată ultimii care, care une, ultimii judecători care au nimerit așa în scandaluri nu pentru că au făcut ceva, dar în scandalul legat de preveting și așa mai departe. Ei de care jurcători? Pentru că da, e foarte avem... interesant. Noi, pe de-o parte, vrem să... Ca aceste comisii, vieting, previeting, cum dracu se mai cheamă, pentru că, apropo, inventează permanent denumiri noi ca lume să se și să nu mai înțeleagă nimic. Uh, noi, pe de-o parte, vrem ca chestia asta să lucreze corect, bine și nu știu și, -și. de asta oarecum încercăm să luăm apărarea celor pe care noi îi considerăm uh, asupriți sau uh, mai popular vorbind frecați de această comisie, da? Dar, în realitate, cum stau lucrurile? Vreau să vă spun chiar, ia gândindu-mă la întrebarea care îmi puneți, știți judecătorii care au fost acei șmecheri, uh -huh. ei tot timpul au stat în umbră și nu vorbeau. Că cum se spune vorba aceea că denghii iubesc și nu. Da, da, așa e au început a fi vocal tineretul care își dorea. Uite un sistem, uh -huh. uite am venit aici, că eu tot mi-aduc aminte după absolvirea facultății, aveam așa o înclinare de învinuire și vroiam să străpesc toată mafia, toți bandiții să-i pună la pușcărie și așa mai departe. Mi se părea că ceva am să fac, eu am să schimb. Anume, eu am să rup tot. Nu poți. Mafia bismertnă. Dar tineretul a început a crede că uite, ei se va da această posibilitate să ducă fluxul ăsta uh -huh. nou sau răsflarea asta nouă în sistemul judecătoresc care va schimba paradigma. Dar cu părere de rău nu le-a dat voie. Domnul iată vorbim de tineret, dumneavoastră sunteți și profesori, de drept și uh, predați să uh, țineți cursuri da, la universitate. Dar oamenii ăștia care vin și învață studenții, ei doar văd ce se întâmplă în Republica Moldova, cum funcționează justiția. Cu siguranță aveți și întrebări de la uneori poate, pentru că cred că mai trecut moda și când lumea se duce la facultate doar pentru diplomă, cum era cândva. Acum lumea bănuiesc că merge totuși să iei în meserie, pentru că sunt prea puține acum. Că... Atunci era în vogă, lumea dușe și Porsche căpre și nu știu ce mai duși eu ca, ca, să aibă această diplomă. Să Acum văd că o că bănuiesc că e altfel, nu, 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 se mai duce lumea să dea bani pentru contract, doar ca să, să aibă diploma aceea că era, că asta e ok să o ai. Și iată, eu mă întreb, dar și dumneavoastră vedeți ce se întâmplă și ei. Și cum le explicați ce trebuie să facă ei și cum se comportă ei? Este cum îi să-i convingi pe dânsă că ei când o să absolvească, o să devină avocați, unii o să meargă în procuratură cu timpul, alții o să facă judecători, că ei nu trebuie să facă la fel. Este cum, cum vă reușești chestia asta? Dacă vă reușești în general. Uh, știți să reușești câteodată... Eu, eu, eu tot timpul încerc să le spun adevărul studenților. Uh, realitatea e destul de dură. Ea nu mângă și nu e o mămică care se te pe cap și să spui că totul va fi bine. Eu încerc să le explic cumva realitatea. Și le revine misiunea lor anume tineretului. Și când le încep a preda, eu asta și le spun. Voi sunteți viitorul țării. Ea ca noi trebuie să dăm cuiva țara și ca cui eu dăm. o vă dăm. Anume voi. Voi trebuie să fiți acei responsabili de viitor acestei țări. Pentru că a guverna orice sistem statal, judecătoriesc, în politică, în executiv, E o responsabilitate față de soarta oamenilor, față de soarta țării, în care tu tinzi, uite că vrei să schimbi ceva. Tu doar schimbi ceva, nu pentru tine, dar în folos și în beneficiu țării, în folosul cetățanului. Deci, corespunzător, ia că aici aș trebui să fie toată paradigma în care tu trebuie să înțelegi rolul și mecanismul statal de funcționarea lui. El nu funcționează pentru tine. Dar în întregime în țară, dar aici sunt diferite etnii, diferite persoane, cu propria soartă, cu... Și noi tot timpul tindem că cineva trebuie să fie cei care sunt ei în calcul și lucrurile cele bune și cele rele. Domnul noi dumneavoastră spuneți niște chestii pe care, în mod normal, până și judecătorii de azi tot le cunosc doar. Și ele undeva trebuie să rămână în subconștientul lor, totuși de ce nu se întâmplă la fel. Eu nu mă refer numai la judecători, la toți. Sistemii. Eu tot timpul spuneam, și o să vă spun și dumneavoastră, un judecător care vine în primii ani ca judecător începe, într-adevăr, a face justiție. Ulterior, după vreo 3, 4, 5 ani de zile, nu știu cum să mă exprim în română mai bine... Bablo pobește zlo în română. Zi. <laughs> zi inclusiv, ciorstiei. <zi>. Mhm. <laughs> Deci, dacă deodată vine cu durere de suflet și se implică și vrea să-și și toate principiile să le aplice punându-le pe hârtie pentru a hotărî soarta unui om, pe un mă Adică devine mai crud, devine mai, nu știu, mai neglijent. Mai puțin dezavizat. sensibil la toată Foarte chestia. corect. Atunci când prima dată începi, fiecare judecător, dacă îl întrebați, atunci prima dată când pune șapte ani, opt ani, zece ani de pușcărie, tot timpul și o visează noaptea prin somn. Adică el retrăiește undeva e, psihologic, el își dă seama de importanța hotărârii care o adoptă. Ulterior asta ca pe conveier. Cât? Uh -huh. Șapte. Cinci. Trei. Înțelegi? Să începe a, a împărți rolul. Pe vede că, o, acela, uite ce mașină și-o cumpărat, uite ce să o construi și eu vreau. Ce spate? Aha. Și ofertele vin? Și ofertele vin. A to, acolo tot timpul unde este loc de a negocia, este și loc de ofertă. Apropo, cineva din avocații îmi povestea de mult uh, unul dintre avocații dacă, pe care îi cunoaște mult lume. povestea de mult pe, pe timpul în care era crimă organizată la noi, se făceau bani frumoși, inclusiv din avocatură. Noi acum avem crimă organizată sau e toată la guvernare? Ha, vă rog frumos cu

să zicem, antiterorism. Așa. Voi știți că teroriști să apară la noi în Moldova? <laughs> eu vă spun acum din practică. Procuratura, și, procuratura... Și procuratura și justiție lucrează pentru galăcică? Da. da. De, eu, eu poliție știu precis. nu s-o oprit de mult chestia asta. Acum imaginați-vă, este structura procuraturii pe crimă organizată. E trebuie cumva să arăte să justifice existența. Salariile care le primesc, altfel zice ce să bat doi vecini uh, în, sat. Unul la altul, e, tu nu mi-ai dat sapa de anul trecut, crușca mie vin la tine amuș, și să-mi dai un baril cu jilă care trece în penal. da? dai un baril de a muș, pentru sapa aceea. Și vine la dânsul, îi dau, două la ureche, să ne aduci mâine bariel cu gen. Așa duci, l-a la crimă organizat, scrie cerere, șantaj. Șantaj. Dar ești sau nu șantaj, Că asta și, e interesant. Și, uh, nu, elemente sunt să zicem, da? da? În loc de sapă și un bărel cu gin. E mai Că mult cost, da, dar mult Da, dacă da. nu îți dau amuș două la ureche. Asta tot timpul a fost între mahalajii, da? Să mai certau, să mai trăgeau de păr. Și cum scrie procuratura? Ivanov, Sidorov, alias urechi zvarite? Uh -huh. Doar la noi toți pensate au clicică. A, și bagă și... A, ăla. Și în paranteză alu acela de peste să sau din start te gândești că acolo vă imaginați când se citește ce e asta? Băi, dar păi și sunt numai în sat și ala vei. Deci justifică existența salariilor, cheltuielilor, da? Dosare sunt? Dosare sunt. Îți în judecată. Componența pur formală este. Hai, îți doi oameni din sat, vai de capul lor. Ei niciodată nu au fost șantajiți sau răchitori. Acolo, ucescovnicul se putea clarifica cu chestia asta, ducea și le trăgea două dubici și păpăneață și se termina discuția. Acum imaginați vă Și uite, a apărut Procuratorul Anticorupției. Și numai corupți toți în țara asta, toți sunt corupți. Toți! Uf. Dar dacă mai creăm încă o procuratură specializată cu terorismul, credeți-mă că toți aleas urechii zvărite de peste râpă, у свете рулящие. Добрый день, на конкретиц. Да кто тот спустя прокуратура антикоррупции. Актуал шефа прокуратуры антикоррупции. Это да как мы не двенадцатый примется экзамену. У вас с Ну крет. Да Я увот сатал филс систем. Ладно систем континентал. Принципе есть Аша. Deci eu acum, bă, eu sunt conferențiar universitar, cu de doctor, trecând prin ani, dacă eu sunt din 95 la facultate, acum imaginați-vă cum mă duc în Statele Unite. Ce Trebuie să învățați din nou. Normal. Sistemul nostru care îl avem noi acum statal de învățământ e conform sistemului de la Bolonia. Noi am semnat acordul de la Bolonia. Convenția de la Bolonia. Și am trecut cu sistemul ăsta european, măcar că în Europa nu toate țările au trecut. Eu cred la... că eu Acu... da, asta e o prostie asta care e... e altă treabă deja. Da. E... Acum mă duc în Statele Unite, teză de doctor, doctor în drept, profesor la facultate, avocat, o să de ani de ani. Mi-o credeți că mine mă primesc la lucru în Statele Unite? Domnul Dar eu îți vă dau un exemplu mai simplu. Băieții noștri care au lucrat aici pe um, tiruri, cu experiență de 20 de ani, de 30 de ani, care au mers din Rusia până... Din Vladivostok până la Lisabona cum la noi vesel, spui. Merg cu permisul lor de conducere și el nu este ap de muncă în Statele Unite. Deși este o mai simplu decât drept. Acum ce am vrut eu să mă adaug aici ca să fie clar că uh, orele de învățământ... Creditele este, da? Da, creditele pentru sistemul nostru e total diferit cu cel din sistemul din uh, Statele Unite. La dânsa, nici diploma nu corespunde. Macar că uh, Ministerul Învățământului eu a aprobat diploma, eu a semnat-o, eu a echivalat-o peste un an și ceva după ce a intrat în funcție. Dar dacă este să facem pe urmă o... Nu noi. Nu, cineva o să răspundă pentru semnătura da, 100% ei nu poate să o echivaleze pentru că orele... Eu, eu chiar am intrat pe, în instituție, ceea mi era uh -huh. interesant, prin internet și am găsit instituția în care am învățat uh, domnișoara Drăgălet. Așa. Uh, și am luat toate cursurile, ca cu în anul 2 să învață specializările este, da, drept penal, drept procesual penal și așa mai departe. Așa, ceea ce e legat de dreptul mai ales a anului 2 sau 3 la noi, care se învață. Deci noi am, am luat calcul câte credite și ore se face pentru fiecare disciplină și la noi e 200 mă greșesc acum că să vă spun dar la dânsa e sub 200. Noi e pentru ciclul nostru bacalaureat și e, facultatea deci cu teză de master de, trebuie să fie 360 de ore iar e sub 200. Ok, și deși sistemul a acceptat. Noi n-am avut în Republica Moldova cine pune în această funcție? Am avut și sunt băieți și buni la noi pe care puteau să-i pui în de această ce? funcție. ce? Noi ce trebuie de cei care i-au promis această funcție. De ce? Și a doua noi... întrebare. la, noi parcă prin te... la noi parc procuratura, justiție, toate chestiile este să independente. Mhm. Uh -huh. Eu v-am spus. Toți râvnesc și o apuce de gât.

palieră cunoscută de domeniu, cât științific, atât și teoretic și practic. Deci eu consider că pot să-mi aduc undeva aportul meu. Dar de ce m-am băgat în politică când am văzut cine ne face politic la noi, vorba lui Eminescu? Și eu sunt prost. Dar când văd mai proști ca mine, prind, la curaj. Uh, N-am mai putut răbda chiar, sincer. Atunci am început să-mi exprim gândurile în Facebook. Uh, Până mi s-a propus și atunci cu plăcere am acceptat. Deci dacă, dacă nu era, poate propunerea Cât poate Cât timp rămâneam... aveți deja? Mai, mai bine de un an, da? Mai bine de doi. Mai bine de doi ani. Da. De la formarea partidului... Încă nu v-ați dezamăgit? Pentru că multă lume... Uh, nu că m-am dezamăgit. Nu neapărat în timpul... partid. Nu, e, politica în genere se spune că este un lucru murdar, dar eu nu sunt de acord. Nu, polițienii sunt murdari. Foarte Acțiunile lor, gândirea lor și ce ce fac ei murdar. ar politica nu e murdară. Politica asta e posibilitatea de a te realiza, de a-ți arăta măiestria. Deci rămâne numai de implementat aceste principii pe frumos, cu, cu bună și așa mai departe. Noi doar ne învăța părinții să fim cu soviste acasă pe timpurile cele. Ah. Și când mi dat drumul în, în societate, eu zis că, băi, să dai bună ziua la om, să cedezi locul. Și așa mai departe, cei șapte ani de acasă care ni au băgat părinții noștri, cred că mai mare valoare decât și facultățile în de azi le -au. Eu nu mai am și adăugat la chestia asta și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această discuție. Sper că o să mai urmează și alte discuții deja pe anumite subiecte care e, concrete. Că, acum a, a fost un fel de interviu de prezentare. Știți? Vă mulțumesc foarte mult. Da, Mercer și dumneavoastră!